Ați venit la podcastul McDonald's. Sperăm că toate lucrurile bune vin mereu la noi. A trecut o săptămână de când am fost ocupat cu depunerea taxelor pentru sfârșitul anului trecut. Astăzi îmi doresc foarte mult să mănânc chifle de primăvară. Așa că casa mea a curățat rulouri de primăvară prăjite. Cred că dacă cineva este foame după o zi obositoare de muncă dar de îndată ce au deschis ușa casei și au mirosit acest rulou de primăvară, probabil că nu și-au putut controla pofta de mâncare. Așa se face teoretic rulouri de primăvară. Dar fac rulouri de primăvară cu ingrediente pe care le am acasă. Un fel de mâncare familiar al multor generații de vietnamezi sunt rulourile de primăvară. Rulele de primăvară sunt un fel de mâncare familiar al vietnamezilor. Modul de a face chifle de primăvară este foarte bogat și are o identitate regională. Adică, în funcție de fiecare regiune, ingredientele pentru rularea chiflelor de primăvară vor fi diferite. Un exemplu tipic este că, atunci când locuiesc în Norvegia, folosesc ingrediente pentru a face chifle de primăvară diferite de cele din Vietnam. Sau altfel spus, Rulez rulouri de primăvară cu ingrediente care se potrivesc gustului fiecăruia. Oamenilor din nord vietnamez le place să mănânce interiorul rulourilor de primăvară făcute din carne de porc, o mulțime de legume, coaja exterioară a rulourilor de primăvară, rulată cu hârtie subțire de orez. Oamenii din nord vietnamez numesc chifle de primăvară neeme. În ceea ce privește sud ei fac rulouri de primăvară, care sunt amestecate cu fructe de mare, taro, iar coaja exterioară a rulourilor de primăvară este rulată cu hârtie de orespia. Sosul de chifle de primăvară Poporul sud vietnamez face adesea sosul de chifle de primăvară mai dulce, puțin mai picant. Există multe regiuni în Vietnam, ei fac, de asemenea, sos pentru rulouri de primăvară sub formă de sos gros. Când rulourile de primăvară sunt prăjite și așezate pe farfurie, rulourile de primăvară galbene atractive, chiflele de primăvară crocante și aroma de la umpluturile rulourilor de primăvară vor aduce tuturor un sentiment de atracție. Toată lumea vrea să se bucure de acest fel de mâncare imediat. Dacă ești un gurmand, trebuie să te fi bucurat de multe tipuri diferite de rulouri de primăvară. Dar, inevitabil, Va fi și momentele în care mănânci chifle de primăvară, în care te simți inconfortabil. Pentru a depăși această situație, de ce nu faci singur rulouri de primăvară? Dacă doriți să faceți rulouri de primăvară delicioase și să le savurați acasă, următorul articol vă va împărtăși și vă va ghida despre cum să faceți rulouri de primăvară simplu și ușor de urmat. Cum să faci rulouri de primăvară? Când rulați chiflele de primăvară, umplutura principală este carnea combinată cu multe alte ingrediente, cum ar fi legumele, pentru a face felul de mâncare mai delicios. Când mănânci chifle de primăvară, nu te vei plictisi. Carnea de porc împreună cu creveți, morcovi, ciuperci, ceapă, fasole, vermiceli este cea mai populară umplutură de rulouri de primăvară pentru că aceste ingrediente sunt ușor de găsit și accesibile pentru toți vietnamezi. Acasă, nu țin creveții la congelator. Așadar, am făcut umplutura de rulouri de primăvară fără creveți, fără muguri de fasole, fără și și nu am folosit condimente sau mesege. În Norvegia, nu există rădăcini de manioc de vânzare, așa că am înlocuit rădăcinile de manioc cu ridichi albe. Preparare 1 oră. Prăjire, 30 de minute. Timp total, 1 oră 30 minute. Masa, fel principal. Specialități, Vietnam. Cuvânt cheie, rulouri de primăvară. Porții, 6 persoane. Calorii, 295 de kilocalorii. Ingredient. 25-30 rulouri de hârtie de orez sau rulouri de primăvară sau hârtie de orez pia. 250-300 de ml ulei de gatit. Ingrediente. Faceți chifle de primăvară. 300 de grame de spată de porc tocată. 100 de grame de creveți proaspeți. 2 morcovi. 1 ceapă. Pret 100 g. O jumătate fasole, sau gulrabe, sau ridichi albă. 100 de grame de vermiceli. 50 de grame de ureche de lemn. 50 de grame de ciuperci și tac. 3 ramuri de ceai. 2, 3 oua. 1 lingurită de condimente sau mesege. O jumătate linguriță de piper lămâie sau negru măcinat. Ingrediente pentru sos. 2 linguri sos de peste. 2 linguri zahar alb 2 linguri de otet 10 linguri de apă caldă 1 lingura de usturoi tocat 1-2 ardeiute tocați O jumătate lingurita piper negru macinat Instrui Pasul 1. Pregătiți ingredientele pentru chifle de primăvară 1. Alegeți un număr de porc de bună calitate, spălați-le și tocați-le 2. Curățați creveții proaspeți, îndepărtați capul, coada, spatele și apoi spălați. Apoi, tocați creveții și asezonați cu puțină sare. 3. Vermicelii, ureche de lemn, ciuperci și tac, spălate, apoi înmuiate moale. 4. Tăiați mărunt urechea de lemn și ciupercile și tac. Vermicelii tailandezi au aproximativ 2 cm lungime. 5. Morcovii, tuberculii se spala, se curata de coaja, apoi se taie felii. Raf spălat, scurs. 6. Ceapa, ceapa, după decojirea, taierea radacinilor, spalate, apoi taiate în bucati ca un bob de mazare. Prețul este folosit doar pentru frecare de 2-3 ori. Pasul 2. Amestecați și marinați ingredientele pentru rulada de primăvară. 1. Pune toate ingredientele din carne, legume și tuberculi, tocate, în bolul de mixare. 2. Adăugați condimente, semințe de condimente, glutamat monosodic, piper în bolul de umplere a ruloului de primăvară. 3. Spargeți 2 ouă în bolul de umplere a ruloului de primăvară. 4. Amestecați bine cu bețișoarele sau cu mâna, purtând mănuși de nailon. Dacă umplutura este încă liberă sau uscată, adăugați încă un ou. 5. După amestecare, lăsați umplutura să se odihnească aproximativ 5-10 minute pentru a lăsa rulourile de primăvară să infuzeze condimentele. Pasul 3. Rulați rulourile de primăvară. 1. Scoateți aproximativ 1,5 linguri de rulouri de primăvară amestecate în coaja de rulouri de primăvară sau hârtie de orez. Apoi rulați le în rulouri de primăvară. 2. Continuați să rulați rulourile de primăvară, până când toate rulourile sunt în bol. Pasul 4. Prăjiți rulourile de primăvară și gata. 1. Puneți tigaia pe aragaz și turnați în uleiul de gătit în tigaie, astfel încât uleiul de gătit, cel puțin jumătate din rulourile de primăvară, când prăjiți rulourile de primăvară. 2. Când uleiul de gătit este fierbinte, folosiți bețișoare pentru a ridica fiecare rulou de primăvară în tigaie. 3. Prăjiți rulourile de primăvară pentru prima dată, până când crusta devine galben deschis, apoi scoateți-o și lăsați-o să se răcească. 4. Se prăjește a doua oară, până când rulourile de primăvară sunt aurii. La ridicarea rulourilor se simte o senzație de rulouri crocante. Pasul 5. Faceți sos și bucurați-vă! 1. Dizolvați sosul de pește, zahărul alb, oțetul, în apă caldă. 2. Adăugați usturoi tocat, chili tocat și piper negru. 3. Asezonați, gustați, sos, după gust, apoi savurați cu chifle de primăvară. Nutriție Calorii 295 de kilocalorii Detalii cum să faci chifle de primăvară. Pasul 1. Pregătiți ingredientele pentru chifle de primăvară. Alegerea ingredientelor este foarte importantă atunci când se prelucrează rulourile de primăvară. Pentru că acest fel de mâncare constă din mai multe tipuri de carne, legume, rădăcini, condimente, amestecate între ele. Fiecare ingredient este atent selectat, proaspăt asigurând siguranța alimentară și igiena, va crea chifle de primăvară delicioase, liniște sufletească atunci când savurați. Alegeți să cumpărați hârtie de orez după preferință. Sunt disponibile la magazinele de produse uscate, băcănii și supermarketuri, așa că sunt ușor de cumpărat. Aceasta coajă are ca efect invelirea si fixarea umpluturii în interiorul rulourilor de primavara. Când rulourile de primăvară sunt prăjite, crusta rulourilor, când sunt mestecate, este crocantă, aducând o senzație delicioasă, parfumată. În comparație cu hârtie de orez, rulourile de primăvară sunt mai groase, iar când sunt prăjite, vor fi mai închise la culoare și mai crocante. Pentru chiflele de primăvară de porc, alegeți să cumpărați partea slabă. Această porție este destul de groasă, dulce nu prea slabă și nici prea grasă. Tu speli carnea de porc, apoi o toci. Puteți macina carne de porc, cu un blender, dar aveți grija să nu macinați prea fin carnea. Alegeți să cumpărați creveți proaspeți. După cumpărare, curățați, îndepărtați capul, coada, spatele creveților, apoi spălați creveții. Tocați creveții de mărimea unei alune. Apoi marinați cu puțină sare. Nu tocați creveții prea mici, pentru ca mai târziu, când prăjiți rulourile de primăvară, să vedeți clar creveții alți crocanți în rulourile de primăvară. Dacă folosiți creveți uscați, înmuiați creveții timp de aproximativ 30 de minute, apoi curățați și tocați. Vermiceli, ureche de lemn, ciuperci și tac, înmuiate înainte de utilizare. Vă rugăm să verificați aspectul. Acest articol uscat, dacă există mucegai sau mucegai, atunci nu ar trebui să-l utilizați. Spălați vermicelii, urechile de lemn și ciupercile și tac, apoi lăsați la înmuiat un timp până când se înmoaie. Apoi, tăiați urechea de lemn și ciupercile și tac. În ceea ce privește vermicelii, tăiați-le la aproximativ 2 cm lungime. Pentru morcovi, mazăre, ceapă, ceapă verde și muguri de fasole, îndepărtați pielea, îndepărtați rădăcinile, apoi spălați și scurceți. Tai morcovi, mazăre și ceapă, le tai în bucăți de mărimea unui bob de mazăre. Recomand să tai legumele. Dacă este măcinată, la amestecarea rulourilor de primăvară, acestea vor fi zdrobite și apoase. Mai mult decât atât, forma legumelor feliate, care se va vedea clar în umplutura rulourilor de primăvară, după prăjirea rulourilor de primăvară, arată foarte apetisantă și interesantă. Mulți oameni sunt curioși, vor ghici ce ingrediente faceți chifle de primăvară, care sunt atât de delicioase. În rulourile de primăvară ale poporului sudvietnamez există și taro feliat, apoi prăjit până devine auriu pentru a fi pus în rulourile de primăvară, ajutând rulourile de primăvară să scoată în evidență aroma cărnoasă și aromată a rulourilor de primăvară. Dacă doriți, puteți pregăti mai mult taro în umplutura de rulada de primăvară. Pasul 2. Amestecați și marinați ingredientele pentru rulada de primăvară. Pregătiți un castron sau un bol de mixare și apoi puneți toate ingredientele din carne și legume în bol. Apoi, Puneți condimentele, piperul în bol. Mai adaugi doi ouă, inclusiv atât albușuri, cât și gălbenușuri. Ouăle vor ajuta la legarea ingredientelor și vor face umplutura mai moale. Când rulourile de primăvară s-au terminat de prăjit, dacă veți fi foarte atent, veți vedea ouăle agățate de bucățile de umplutură din interior. Amesteci bine amestecul cu betisoare sau cu mâinile purtând mânuși de nailon. De remarcat, amestecați rulourile de primăvară, până când umplutura este netedă și uniformă. Evitați amestecarea excesivă, zdrobirea ingredientelor, umplutura va fi apoasă. Dacă descoperiți că umplutura este încă liberă sau uscată, puteți amesteca încă un ou. După amestecare, lași rulourile să se odihnească. Cam 5-10 minute pentru ca rulourile să infuzeze condimentele. Pasul 3. Rulați rulourile de primăvară. Înainte de a rula rulourile de primăvară, atingeți coaja pentru a verifica moliciunea. Dacă rulourile de primăvară sunt puțin uscate, aplicați un strat de apă cu oțet pe rulourile de primăvară. Apa amestecată cu oțet, amândouă ajută la înmuirea cojii și si face chiftelele de primavara mai crocante, după prajirea chiflelor de primavara. Pentru cei dintre voi care sunteți pentru prima dată în bucătărie, este nevoie și de puțină ingeniozitate pentru a face rulourile de primăvară toate frumoase, să nu se spargă sau să spargă, atunci când prăjiți chiflele de primăvară. Pentru a rula rulouri de primăvară, urmați acești pași pe rând culegeți aproximativ 1,5 linguri de umplutură mixtă de rulouri de primăvară. Puneți-o în mijloc, lângă marginea de jos a hârtiei de orez. Dai o tură completă înainte. Nu trebuie să rulați umplutura prea strâns pentru a evita ruperea rulourilor de primăvară la prăjire. Apăsați ușor cele două capete în jos și împingeți miezul înapoi spre interior într-un cilindru rotund. Mergând mai departe, Liezi părțile laterale ale cochiliei în centru și rulezi rulourile de primăvară. Continuați și rulați rulourile de primăvară înainte până când coaja dispare. Rețineți, întoarceți marginea cochiliei în jos, astfel încât rulourile de primăvară să fie rulate și să nu fie eliberate. Crusta se va lipi de ea însă și. Dacă nu se lipește, aplică un strat subțire de oțet pe marginea cochiliei. Apoi puneți rulourile de primăvară rulate pe o farfurie sau tavă. Fii atent, nu lăsa prea mult timp. Dacă nu aveți grijă, crusta va fi moale, se va lipi de farfurie sau tavă, iar apoi rulourile de primăvară se vor desprinde. Pasul 4. Prăjiți rulourile de primăvară și gata. Puneți tigaia pe aragaz și turnați încet uleiul de gătit în tigaie. Estimați cantitatea de ulei de gătit. Uleiul de gătit din tigaie este scufundat cel puțin jumătate din rulourile de primavara, astfel încât la prajire rulourile de primavara să fie crocante și gătite rapid. Există un secret pentru a evita uleiul de gătit fierbinte și stropirea cu ulei atunci când prăjiți, ar trebui să vă referiți imediat la el pentru a aplica. Frecați lămâia în fundul tigaii timp de aproximativ un minut înainte de a turna uleiul în tigaie. Pune o felie de la maie proaspata în tigaie, cand uleiul este incins. Când uleiul de gătit este fierbinte, folosiți bețișoare pentru a ridica fiecare rulou de primăvară în tigaie. Nu puneți multe chifle de primăvară în tigaie deodată. Aranjați rulourile de primăvară la distanță, astfel încât să nu se lipească între ele iar uleiul încins să atingă toate părțile rulourilor de primăvară, astfel încât rulourile să fie gătite uniform. Folosești betisoare pentru a rula rulouri de primăvară pe ticaie pentru a face rulourile de primăvară să aibă forma de rulouri de primăvară rotunde. Dacă doar pui rulourile în tava asiolasia sapana când rulourile devin aurii pe o parte și si apoi întoarcem în cealaltă parte, rulourile vor fi și sinestetice. Conform experienței, rulourile de primăvară prăjite pe două focuri vor fi mai crocante. Deci, la prima prăjire, crusta este galben deschis. Scoateți rulourile de primăvară, lăsați rulourile să se răcească. Apoi, după un timp, prăjiți rulourile de primăvară a două oară sau depozitați într-un recipient ermetic pentru utilizare ulterioară. La a doua oară de prăjire a rulourilor de primăvară, prăjiți chiflele de primăvară până când rulourile devin maro-auriu. Ridicați chifle de primăvară, simțiți chifle de primăvară crocante. Prăjirea rulourilor de primăvară la două focuri nu trebuie să puneți mult ulei în tigaie. Rulele le duci în tava perforată, lași rulourile să scurgă grăsimea sau pui rulourile într-o tavă tapetată cu hârtie absorbantă de ulei. Rule de primăvară delicioase. Standardul este că... Când vedem rulouri de primăvară, vrem doar să ne bucurăm de ele imediat. Crustaurie crocantă, strălucitoare, alături de umplutura de rulada de primăvară, presărată cu dulceața cărnii și a legumelor. Cu siguranță va satisface papilele gustative.